Zeci de oameni au rămas în stradă în prag de iarnă după ce blocul în care locuiau a explodat. 9 oameni au ajuns la spital în urma deflagrației, printre care și un bebeluș de numai 9 luni, iar alți aproximativ 100 au fost evacuați. Toate apartamentele din bloc au fost afectate în urma exploziei. Explozia s-a produs în miez de noapte într-un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc de locuințe din Bistrița. Suflul exploziei a afectat toate apartamentele blocului și alte 25 de apartamente din blocul învecinat. Locuințele au rămas fără uși și fără geamuri, iar bucăți din clădirile afectate de explozie au fost împrăștiate în zonă. Explozia a afectat un număr de 40 de apartamente din blocul cu pricina, precum și 20-25 de apartamente dintr-un bloc alăturat. Speriați de zgomotul puternic produs de explozie, locatarii au ieșit în stradă doar cu hainele de pe ei. S-am ieșit, desculți. Fără șoțete am primit de la alți oameni. 9 persoane, printre care și un sugar de 9 luni, au fost rănite în urma deflagrației și au avut nevoie de îngrijiri medicale. În starea cea mai gravă este tânărul care locuiește în apartamentul unde s-a produs explozia. Ajuns la fața locului, pompierii au acordat prim ajutor la un număr de 9 persoane, dintre care o persoană grav cu arsuri pe 70% din suprafața corpului. Reprezentanții spitalului au transmis printr-un comunicat că toate victimele au fost evaluate și li s-au făcut investigații complete. 6 dintre victime care au suferit răni mai ușoare au fost externate sau au refuzat internarea. În spitalul din Bistrița au mai rămas internați o tânără de 18 ani, policontuzionată și cu arsuri de gradul 2 pe mâini, internată în secția de chirurgie, și un bărbat de 48 de ani policontuzionat și intoxicat cu monoxid de carbon, care a fost internat în secția de medicină internă. În starea cea mai gravă este locatarul apartamentului în care s-a produs deflagrația, un tânăr de 24 de ani. Acesta a suferit arsuri de căi aeriene superioare, arsuri de gradul 1, 2 și 3 pe aproximativ 70% din suprafața corporală și are tulburări de comportament. Bărbatul a fost transferat la Spitalul de Arș din București, dar prognosticul medicilor este rezervat. Individul este cunoscut în cartier pentru problemele sale cu drogurile. Vecinii spun că era o persoană violentă și nu de puține ori a amenințat că se sinucide, fapt pentru care vecinii îl bănuiesc că ar fi provocat intenționat explozia. Totuși, potrivit primelor informații, se pare că explozia a fost provocată de o acumulare de gaze de la o instalație de încălzire improvizată. Vecinii povestesc că imediat după explozie, tânărul în apartamentul căruia s-a produs deflagrația părea să nu realizeze ce s-a întâmplat. Acesta vroia doar să fie lăsat să doarmă. Este ars, îi curgea sânge din nas, o venit că să lăsă doarmă, că e somn. Și am zis, unde să te lasă dormi? Din păcate, se pare că majoritatea vecinilor nu aveau locuințele asigurate. Nu. Deci n-am mai făcut asigurare, că salariile sunt așa cum sunt și... Deci cam toți vecinii n-au asigurare, am înțeles. Primăria le-a asigurat locatarilor evacuați un adăpost provizoriu, însă doar 4 persoane au fost cazate în spațiul pus la dispoziție de autorități. O parte dintre ei și-au petrecut noaptea la rude și la prieteni, iar alții, în ciuda frigului de afară, au refuzat să plece de lângă bloc. Mi-am luat pilotă, mi-am luat... Asta e un număr. Poți să-și iar. Avem gradul primăriei Bistrița. Avem... Vă rog, frumos. Ce trebuie să rezervăm? În urma exploziei plafonului în apartament de la etajul al treilea s-a prăbușit la etajul al doilea, iar din primele cercetări, structura de rezistență a blocului a fost afectată de deflagrație. Este afectată structura de rezistență a blocului, este căzut un planșeu între două etaje. O anchetă va stabili cu exactitate ce a provocat explozia, dar și cât de afectată este structura de rezistență a celor două blocuri.